Accidentele rutiere au cauzat moartea 1,25 de milioane de persoane în 2013, iar șoselele africane rămân cele mai periculoase, relevă un raport al Organizației Mondiale a Sănătății. În pofida creșterii populației și a numărului de vehicule, numărul accidentelor rutiere mortale în 2013 rămăsese relativ constant începând cu 2007. În perioada analizată, în Africa s-au înregistrat cele mai multe victime ale accidentelor rutiere. Pe acest continent, rata mortalității este cea mai ridicată din lume, 26,6 la 100.000 de locuitori, față de 9,3 la 100.000 de locuitori în Europa. Citez, accidentele rutiere fac ravagii inacceptabile, în special în rândul populației din țările sărace, am încheiat citatul, a estimat directorul general al OMS, Margaret Chan, referitor la raportul publicat. Jumătate dintre victimele accidentelor rutiere sunt motocicliști, 23%, pietoni, 22% și bicicliști, 4%. Potrivit raportului citat, situația s-a îmbunătățit în 17 țări, cu o populație însumată de 409 milioane de persoane. OMS susține că viteza maximă în aglomerările urbane trebuie să fie de 50 de km pe oră. Doar 47 de țări, reprezentând doar 950 de milioane de persoane, respectă această recomandare. În privința condusului auto, sub influența alcoolului, raportul arată că cele mai frecvente în 2013 au fost cazurile de tineri șoferi în stare de ebrietate. În această situație, Organizația Mondială a Sănătății recomandă că alcoolemia maximă permisă prin lege să fie de 0,02 grame per mie în cazul tinerilor și a celor care dețin de puțin timp permisul de conducere auto. Un număr de 21 de țări europene au adoptat deja această prevedere legislativă. Raportul OMS mai relevă că în 105 țări, reprezentând 4,8 miliarde de persoane, este obligatorie centura de siguranță în timpul deplasării autovehiculului, atât pentru locurile din față, cât și pentru cele din spate.